Să ne amintim ultima întrebare. Presupuneți că vă găsiți într-o sală în care sunt terminalele a trei calculatoare, să le spunem A, B și C. Terminalele constau fiecare dintr-un microfon și două becuri, unul galben și unul albastru. Microfonul asigură legătura de la noi spre calculator, putem să ne adresăm verbal calculatoarelor, iar becurile legătura de la calculator spre noi. Cele trei calculatoare rulează programe de inteligență artificială și răspund la orice întrebare le puneți prin microfon, dar numai prin da sau nu. Ele răspund prin aprinderea unui bec, fie acelui galben, fie acelui albastru. Dar există două mari probleme. Prima este aceea că nu știm care culoare, deci care bec, înseamnă da și care înseamnă nu. Și de parcă asta n-ar fi destul, știm că unul dintre calculatoare spune întotdeauna adevărul, altul minte întotdeauna, iar unul e defect, aprinde becurile absolut aleatoriu, fără nicio legătură cu întrebarea pusă. Deci puteți întreba ce vreți și pe cine vreți de trei ori. Iar provocarea este ca, după ce ați pus cele trei întrebări, să fiți în stare să identificați calculatoarele. Adică să puteți spune care este cel care spune adevărul, care este cel care minte și care este cel care răspunde aleatoriu. Acum pot să vă spun că întrebarea pe care v-am pus-o este o variantă a problemei pe care autorul ei a numit-o cea mai grea enigmă de logică. Iar autorul este filozoful și logicianul George Bulows, fost profesor la Massachusetts Institute of Technology, pe scurt MIT, și cred că merită știut că peste 100 de laureații premiului Nobel au fost studenți, profesori sau cercetători MIT. Dar să trecem la întrebare. Întâi, este evident că nu putem cu ajutorul întrebărilor simple să identificăm calculatoarele din doar trei întrebări. Am putea, de pildă, să întrebăm, este New York capitala Japoniei? Dar dacă am primit răspunsul da, n-am ști dacă ni l-a dat calculatorul care minte sau calculatorul defect. Iar dacă am primit răspunsul nu, n-am ști dacă ni l-a dat calculatorul care spune adevărul sau calculatorul defect. Sigur, am putea până la urmă să facem identificarea și cu astfel de întrebări, dar cu siguranță am avea nevoie de mai mult de 3, în funcție de noroc. Așa că, în astfel de cazuri, trebuie să folosim întrebări care se referă la alte întrebări, deoarece în acest fel îl putem obliga pe cel care minte să răspundă la fel cu cel care spune adevărul. De pildă, dacă punem întrebarea în felul următor, dacă te-aș întreba dacă New York este capitala Japoniei, ai răspunde da, calculatorul care spune adevărul ar răspunde nu. E clar de ce. Dar și calculatorul care minte ar răspunde nu, deoarece el știe că ar răspunde da la prima întrebare, este New York capitala Japoniei, adică ar minți, dar acum este forțat să mintă referitor la minciună și să spună nu, n-aș răspunde da. Logic vorbind, asta se întâmplă deoarece dubla negație înseamnă afirmație. Să numim calculatoarele care nu dau răspunsuri la întâmplare, calculatoare sigure. Inițial am vrut să le spun calculatoare de încredere, dar mi se pare nepotrivit să numesc un mincinos de încredere. Ele sunt sigure, deoarece ne vor da întotdeauna amândouă același răspuns la întrebări de genul dacă te-aș întreba dacă elefantul este pasăre, ai răspunde da? Mai mult decât atât, le putem forța să răspundă cu nu sau da în funcție de cum formulăm întrebarea. Însă problema noastră e și mai complicată, deoarece nu cunoaștem semnificația becurilor. Nu știm care culoare înseamnă da și care înseamnă nu. Dar o parte din frumusețea acestei probleme constă în faptul că putem afla ce ne interesează fără să știm care este semnificația becurilor. Fără să știm care culoare înseamnă da și care culoare înseamnă nu. Să vedem cum. Atenție, acesta este lucrul cel mai important de înțeles. Să presupunem că punem următoarea întrebare.
Dacă te-aș întreba dacă Paris este capitala Franței, ai aprinde becul albastru? Dacă albastru înseamnă da, calculatorul care spune adevărul ar aprinde becul albastru. E clar de ce. Dar și dacă albastru înseamnă nu, ar aprinde tot becul albastru. Pentru că răspunsul lui ar fi nu. Dacă m-ai întrebat dacă Paris este capitala Franței, n-aș răspunde nu. Iar calculatorul care minte, dacă albastru înseamnă da, ar aprinde becul albastru, mințind despre faptul că ar răspunde nu la întrebarea dacă Paris este capitala Franței, dar ar aprinde tot becul albastru și dacă el înseamnă nu, deoarece răspunsul lui ar fi nu. Dacă m-ai întrebat dacă Paris este capitala Franței, n-aș răspunde nu. Deci, dacă răspunsul la prima din întrebarea dublă pe care o punem, la prima întrebare este da, amândouă calculatoarele sigure vor aprinde becul albastru. Iar raționamente similare ne pot arăta că dacă răspunsul este nu, amândouă vor aprinde becul galben. Știm acum să forțăm ambele calculatoare sigure să aprindă același bec pentru a afla răspunsul corect la o anumită întrebare. Dar mai avem o problemă. Și anume, nu putem pune decât 3 întrebări. Așa că nu ne putem pierde timpul cu întrebări despre elefanți, păsări, capitale și țări, lucruri care n-au legătură cu ceea ce ne interesează. Trebuie să punem întrebări care să ne spună ceva despre calculatoare. Să vedem cum trebuie să procedăm. Deoarece pe calculatorul defect, care răspunde la întâmplare, nu ne putem baza. Întâi trebuie să identificăm un calculator sigur. Fie pe cel care spune adevărul, fie pe cel care minte, n-are importanță, deoarece, după cum ați văzut, le putem forța pe amândouă la următoarea întrebare să răspundă la fel. Dar cum putem identifica rapid, dintr-o singură întrebare, un calculator sigur? Ne putem folosi de întrebarea, dacă te-aș întreba dacă calculatorul A este defect, ai aprinde becul albastru? Să presupunem că punem această întrebare calculatorului B și să analizăm răspunsurile. Dacă se aprinde becul albastru, sunt două posibilități. Fie calculatorul B, căruia i-am pus întrebarea, este un calculator sigur și în acest caz calculatorul A este cel defect, fie calculatorul B este cel defect. Concluzia. Dacă se aprinde becul albastru, calculatorul C este cu siguranță un calculator sigur. Dacă se aprinde becul galben, sunt din nou două posibilități. Fie B este un calculator sigur și în acest caz calculatorul A nu este defect, fie B este calculatorul defect. Concluzia, dacă se aprinde becul galben, calculatorul A este cu siguranță un calculator sigur. Deci, cu prima întrebare putem deja identifica un calculator sigur. Acesta este C, dacă s-a aprins becul albastru, sau A, dacă s-a aprins becul galben. A doua întrebare o punem calculatorului identificat ca fiind calculator sigur, C sau A. Ea este următoare. Dacă te-aș întreba dacă ești calculatorul care minte, ai aprinde becul albastru? Dacă se aprinde becul albastru, înseamnă că acesta este calculatorul care minte, iar dacă se aprinde becul galben, este calculatorul care spune adevărul. Și acum vom pune încă o întrebare acestui calculator despre care am aflat dacă spune adevărul sau minte, dar deși știm dacă minte sau spune adevărul, tot nu putem să-i punem o întrebare simplă, deoarece nu cunoaștem semnificația culorilor. Nu știm care culoare înseamnă da și care înseamnă nu. Așa că punem întrebarea în felul următor. Dacă te-aș întreba dacă B este calculatorul defect, ai aprinde becul albastru? Și în funcție de răspuns vom ști ce face fiecare calculator. Știu că unele dintre raționamentele pe care le-am prezentat au fost greu de urmărit, dar
am vorbit despre cea mai dificilă enigmă logică din lume. După o întrebare atât de grea, e normal să ne relaxăm un pic cu o întrebare mai ușoară. Un fermier avea 6 parcele dreptunghiulare identice, așa cum vedeți în desen. Perimetrul fiecăreia era de 500 de metri. Dacă cineva a uitat ce este perimetrul, îi amintesc că este suma lungimilor laturilor. În cazul nostru, de 2 ori lungimea plus de 2 ori lățimea fiecarei parcele. Într-un an, fermierul s-a hotărât să împrejmuiască toată suprafața ocupată de cele 6 parcele cu un gard, așa cum vedeți acum în desen, și tocmai se pregătea să meargă să măsoare pe teren lungimea conturului pe care îl vedeți ca să calculeze necesarul de materiale. Dar fiul fermierului, student la matematică, i-a spus: nu-i nevoie să măsori, putem să calculăm lungimea gardului. Însă fermierul i-a răspuns: nu, nu putem, deoarece nu mai știu cât este lungimea și cât este lățimea parcelelor, știu doar perimetrul lor. Ba da, putem, i-a răspuns fiul și i-a arătat cum. Voi știți să calculați lungimea gardului fără a cunoaște lungimea și lățimea parcelelor? Ce lungime va avea gardul? Pe săptămâna viitoare.